Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. În cazul în care n-ați văzut episodul trecut, să știți că ultimul Call of Duty este free pe Steam pentru 2 zile, până data de 23. Aveți timp să intrați, să-l descărcați și să încercați modul multiplayer. Call of Duty a revenit la origine, sau cel puțin asta încearcă să ne sugereze campania de marketing a jocului și felul în care este făcut jocul. Eu trebuie să recunosc că am jucat și seriile trecute, în primele 3 Call of Duty vei participa la bătălii din al doilea război mondial, apoi în seriile din Modern Warfare, puneți teroriști pe toată lumea, în următoarele serii din Black Ops și Ghost sunt operațiuni secrete, apoi în Advanced Warfare și Infinite Warfare, acolo am văzut cum arată războiul în viitor. Campania single player este foarte tare, pleacă pe aceeași principii ca primele serii din Call of Duty, lupta cu naziștii. Un lucru foarte tare din joc mi se pare modul multiplayer, din cauza asta vă recomand să descărcați și voi, pentru că e diferit din tot ce ați văzut în seriile trecute din Call of Duty. În primul rând, nu va fi o confruntare în care tu ești singur împotriva altor adversari, vor fi confruntări pe echipe. Două echipe cu mai multe tipuri de meciuri cu diverse obiective pentru fiecare echipă. Modurile de joc sunt clasice, cu Team Deathmatch, Search and Destroy, Kill Confirmed, PlayStation Network. Avem multe hărți, destul de mari, un mod de joc foarte asemănător cu cel din Rush și Battlefield. Deci intrați pe Steam și luați-vă și voi modul multiplayer și încercați-l pentru că e foarte tare. Și bineînțeles pentru fanii de joc co-op, avem Call of Duty și în varianta cu zombie. Așa cum ați văzut și în alte serii din Call of Duty, doar că varianta aceasta cu zombie nu este free. Deci putem descărca modul multiplayer normal, dar nu putem juca și la modul zombie. Dacă vreți să încercați, pur și simplu încercați să-l descărcați din alte locuri, dar pe Steam jocul trebuie cumpărat ca să ai acces la toate lucrurile astea. Eu vă recomand ca după ce încercați modul multiplayer să descărcați totuși modul single player de undeva, de unde puteți, pentru că jocul e foarte tare și merită jucat. Iar dacă vreți, putem face și o serie cu ultimul Call of Duty pe canal, lăsați în secțiunea de comentarii părerile voastre. Pentru astăzi asta a fost tot. Eu am încercat modul multiplayer, mi se pare foarte tare, încercați-l și voi. Dacă v-a plăcut episodul de azi, loviți tare în butonul de like, dați-i să sară, iar dacă vreți să vedeți tot ce postăm nou, nu uitați să vă abonați. Eu am fost George, până data viitoare, numai bine!